Conform datelor Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni, în prezent sunt disponibile 150 de locuri de muncă vacante. Pentru persoanele cu nivel de instruire superior și mediu de specialitate sunt disponibile 20 de locuri de muncă vacante, constituind circa 30% din numărul total de locuri vacante. Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar, profesional și pentru muncitorii necalificați, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni oferă 120 de locuri de muncă, ce constituie 70% din numărul total de locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru muncitori necalificați. În cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă în Nisporeni sunt înregistrate aproximativ 150 de locuri de muncă, cele mai multe fiind în domeniul confecțiilor și comerțului. Adică agenții economici sunt în căutare de custoriese, vânzători, dar și muncitori necalificați, adică muncitori auxiliari. Cele mai multe locuri de muncă registrate sunt pentru femei, pentru bărbați mai puțin. Oamenii sunt de părere că încă există în Nisporeni locuri de muncă bine plătite, doar că trebuie căutate în locul potrivit. Eu sunt de părere că în Nisporeni poți să-ți găsești ușor un loc de muncă, având în vedere că avem fabrica industrială Viporia, avem supermercaturile. Da, putem să ne găsim ușor de lucru atât timp cât avem dorință. Nu știu, eu în Nisporeni nu am căutat niciodată un loc de muncă, dar știu că e greu de găsit oameni la lucru, deci n-aș spune că e greu de găsit un loc de muncă. La Nisporeni încă mai există numeroase persoane care preferă ajutorul social sau indemnizația de șomaj în schimbul unui loc de muncă. În comparație cu anul trecut, numărul de șomeri înregistrați în cadrul agenției nu s-a schimbat semnificativ, adică avem cu aproximativ același număr de șomeri. Sunt înregistrate multe persoane fără un loc de muncă, deoarece la noi în raion lumea nu-și caută de lucru, adică locuri de muncă vacante sunt, doar că lumea preferă să stea acasă, să primească anumite indemnizații, anumite ajutoare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau pot accesa portalul pieții muncii angajat.md, unde sunt postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii. În prezent, la Nisporeni sunt înregistrate 300 de persoane cu statut de șomer.